Bună dimineața! Declarația mea politică se intitulează 97 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. Domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor deputați, pe 27 martie 1918, Sfatul Țării, organ al Republicii Democratice Moldovenești, decidea cu majoritate de voturi unirea cu România a Basarabiei. Unirea a durat 22 de ani până la 28 iunie 1940, când în baza pactului Ribbentrop-Molotov, guvernul sovietic a cerut României să cedeze Basarabia, care a fost anexată la Uniunea Sovietică. Mii de români de pe cele două maluri ale Prutului, dar și din străinătate, au sărbătorit împlinirea 97 de ani de la Uniunea Basarabiei cu România. Bucureștenii au format în piața universității o imensă hartă umană a României reunite. Lansări de lampioane, marșuri, harți ale României mari reconstituite de oameni, dezbateri, zeci de mii de panglici tricolore, distribuite sunt câteva dintre evenimentele organizate în localități din România ca Alba Iulia, Baia Mare, Cluj-Napoca, Constanța, Galați, Iași. Diaspora a organizat o asemenea acțiuni pentru a sărbători unirea Basarabiei cu România în Paris, Roma, Madrid, Atena, Dublin, Grecia, Statele Unite și Suedia. Un rol important în realizarea acestor acțiuni a avut Platforma Unionistă Acțiunea 2012, organizație neguvernamentală care reunește inițiativele venite din partea societății civile. Platforma Unionistă Acțiunea 2012 susține proiectul reunificării Moldovei cu România și necesitatea ca Republica Moldova să devină stat de drept a Uniunii Europene. Aceste deziderate împlinite vor oferi posibilitatea ca Moldova de peste Prut să aibă o economie prosperă care să ofere cetățenilor un nivel de trai mai bun și mai prosper. În 1918, generația unionistă a beneficiat de un context intern și internațional favorabil unirii. Propaganda unionistă din acea perioadă avea rolul de a convinge populația de importanța unirii. Din nefericire, azi, spațiul mediatic al Republicii Moldova este controlat 80% de către instituții mediatice din limba rusă, deși populația în mare ei majoritate este formată din români. În acest context, statul român și guvernul trebuie să susțină integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană și, de asemenea, să susțină Republica Moldova în dezvoltarea economică și socială. Mass media românească are datoria de a realiza campanii de informare menite să trezească conștiința de neam, necesitatea istorică a unirii celor două țări, ca împreună și prin acțiuni comune să finalizăm cât mai repede procesul de unificare a celor două state, România și Republica Moldova. Vă mulțumesc, deputat Grigore Crăcinescu de Iași.